edilul suspendat al capitalei renunță la funcția de primar al municipiului Chișinău. Dorin Chirtoacă spune că a hotărât să-și depună demisia în semn de protest față de ilegalitățile comise de autorități împotriva sa. Potrivit lui Chirtoacă, alegerile anticipate, care ar putea avea loc pe 20 mai, sunt unica soluție pentru starea în care se află acum orașul Chișinău. Am decis să renunț la funcția de primar al municipiului Chișinău în semn de protest și dezacord față de abuzurile care au loc împotriva orașului, dar și împotriva subsemnatului. Și în niciun caz în sensul de a accepta sau a recunoaște acuzațiile prostești care îmi sunt aduse. Dorin Chirtoacă a mai spus că Republica Moldova este unicul stat în care un primar cercetat sub control judiciar este suspendat din funcție în lipsa unei decizii definitive. Astfel, potrivit lui Chirtoacă, dacă până nu demult puteam vorbi despre Republica Moldova ca stat capturat, astăzi avem parte de o dictatură adevărată. Le comunic cetățenilor Chișinăului. Nu am cum să revin la serviciu pentru că sunt legat de mâini și de picioare de către dictatura care o avem în Moldova. Stat capturat a fost ieri. Deja este dictatură în plin sens al cuvântului. Și merge ca un tăvăluc din ce în ce mai mult, din ce în ce mai aspru, ca nimeni să nu icnească măcar. Întrebat dacă va mai candida în funcția de primar al municipiului Chișinău, Chirtoacă a declarat că este gata să lupte alături de Igor Dodon, Vlad Plahotniuc sau oricine altcineva pentru fotoliul de edil. Ei sunt, de fapt, azi la primăria Chișinău. Plahotniuc cu Dodon. Silvia Radu, nimeni. Plahotniuc cu Dodon sunt la primărie. Să candidez ei și candidez și eu în rând cu ei. Reacțiile politicienilor în urma anunțului de demisie nu au ezitat să apară. Primul, care s-a manifestat pe pagina de Facebook, a fost Ion Ceban, purtătorul de cuvânt al lui Igor Dodon, care a declarat că este una din puținele decizii corecte pe care l-a luat Dorin Chirtoacă în cei 10 ani de mandat. În același timp, primarul interimar al Chișinăului, Silvia Radu, a salutat gestul liberalului, întrucât, potrivit ei, primăria are nevoie de o conducere care să-i asigure stabilitatea. Iar purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat, Vitalie Gămurar, a declarat că trebuia să-și dea demisia cu mult timp în urmă și să demonstreze în instanță că este nevinovat. Gămurar a mai precizat că în cei 10 ani, primăria Chișinău a devenit una din cele mai corupte structuri. De aceeași părere s-au arătat Maia Sandu și Andrei Năstase, care spun că acum Chișinăul are ocazia să fie scos din mâinile corupților care s-au instalat la primărie. Amintim că Dorin Chirtoacă a fost ales de 3 ori primar al municipiului Chișinău, iar în cei 10 ani, socialiștii au avut mai multe tentative de a organiza referendumuri pentru demiterea sa. La 19 noiembrie 2017, aceștia au suferit un eșec lamentabil, întrucât foarte puțini chișinăuieni s-au prezentat la vot pentru a-l demite pe Chirtoacă. Pe data de 25 mai 2017, liberalul a fost reținut în dosarul parcărilor cu plată. El este bănuit de trafic de influență și depășirea atribuțiilor de serviciu, iar în prezent se află sub control judiciar și pledează nevinovat. Încă un caz de rujeolă în Republica Moldova. Vorbim despre o fetiță de 7 ani care s-a îmbolnăvit în timp ce se afla cu părinții în Odessa. Prezența infecției virale în organismul copilului a fost confirmată de testele de laborator. Fetița este din raionul Râșcani și nu se afla la evidența medicală. Ea nu frecventează nicio instituție de învățământ și nu a fost vaccinată contra rujeolei și altor boli infecțioase. Copila s-a îmbolnăvit pe 31 ianuarie, iar mama ei s-a adresat la medicul infecționist de la Spitalul Clinic din Bălți, unde a fost internată în secția de boli contagioase. Ulterior a fost tratată și externată în stare satisfăcătoare. Ministerul Sănătății atenționează că în Ucraina și România, precum și în alte țări din Europa, se atestă o situație epidemiologică nefavorabilă privind rujeola, așa că părinții sunt îndemnați să-și vaccineze copiii, întrucât acesta este unicul mijloc de protecție sigur contra rujeolei, precum și altor boli infecțioase. Precizăm că acesta este al doilea caz de import de rujeolă din Ucraina. Primul a fost depistat tot în luna ianuarie, când un bebeluș de 7 luni din raionul Glodeni a fost internat după ce a fost cu părinții la odihnă în Ucraina. Micuțul era nevaccinat deoarece imunizarea contra acestui virus se face de la vârsta de un an. Pe parcursul anului curent au mai fost înregistrate 5 cazuri suspecte de rujeolă, 2 au fost confirmate, iar 3 se află în curs de investigare.
Un bărbat în vârstă de 32 de ani din Iedineț a fost adus în după amiaza zilei de ieri la Chișinău cu un echipaj smurd. Pacientul era în stare gravă întrucât a suportat mai multe fracturi, dar și comoții cerebrale. Așa că medicii au decis să cheme un echipaj al Serviciului Mobil de Reanimare și Descarcerare de la Bălți pentru a transporta bolnavul în capitală. Bărbatul a fost monitorizat pe tot parcursul drumului, fiind conectat la aparatul de respirație artificială. Iar după ce ambulanța smurd a ajuns la Chișinău, acesta a fost internat pentru îngrijire ulterioare la Institutul de Medicină Urgentă. Contactat de postul nostru de televiziune, ofițerul de presă al Spitalului Petru Craveț a spus că pacientul este în continuare în stare gravă și se află în secția de reanimare. Starea lui este critică, el a suferit un politraumatism, inclusiv traumatism craniu cerebral, contuzie cerebrală, comoție, diferite fracturi de coaste, un pneumotorac pe dreapta. La fel, pacientul a suferit un șoc hemoragic și șoc post-traumatic. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, de la începutul anului, aceasta este a doua misiune interspitalicească realizată de echipajul SMURD în transportarea pacienților în stare gravă. Bâlbâielile și contradicțiile publice dintre Andrei Năstase și Maia Sandu nu duc la crearea blocului electoral PPD-APAS. Cel puțin asta afirmă analiștii politici, care nu o singură dată și-au manifestat simpatia pentru aceste partide. Cu toate acestea, acum sunt de părere că Năstase și Sandu sunt în lumi paralele, iar susținătorii acestora devin tot mai dezamăgiți. Unde nu rezonează Maia Sandu și în genere liderii opoziției pro-europene Andrei Năstase și Maia Sandu este cu atmosfera din societate care vrea nu doar schimbare, dar vrea să aibă și o forță de opoziție, o alternativă credibilă. Și cu fiecare săptămână care trece, în care acești doi lideri sunt în lumi paralele, Andrei Năstase și Maia Sandu, mulți oameni din societate, inclusiv eu, își pun întrebări vis-a-vis de capacitatea acestor politicieni de a administra procese importante. Experții mai spun că Sandu și Năstase nu comunică și ar trebui să se întâlnească și să discute pentru a vedea dacă sunt capabili să meargă ca o forță unită. Vom vedea a cui integritate va învinge. A mai Sandu și domnului Năstase sau a Partidului Democrat. Amintim că disensiunile între cei doi lideri ai opoziției de dreapta țin de formarea listelor electorale. Andrei Năstase insistă pe reprezentare egală și paritate, iar Maia Sandu afirmă că principalul criteriu va fi integritatea candidatului și nu apartenența la PAS sau PPDA. Federația Rusă își face din ce în ce mai mult simțită prezența în Republica Moldova prin canalele sale mediatice. Într-un studiu prezentat astăzi de Asociația Watchdog, se relevă faptul că media controlată de statul rus denigrează manipulator imaginea Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii și induce o părere eronată despre situația reală de la Kremlin. Autorii studiului spun că prin această dominație, Federația Rusă modelează opțiunile geopolitice în rândul alegătorilor din Republica Moldova. Cu cât cetățeanul consumă mai mult producție mediatică din Federația Rusă, cu atât crește și puternic crește probabilitatea că el preferă și el intenționează să voteze pentru Partidul Socialiștilor și are încredere în Igor Dodon. Astfel, conform unui sondaj realizat de CBS AXA datorită imaginii distorsionate, aproape jumătate dintre alegători optează pentru vectorul de integrare estic. Mai mult, datorită influenței mediatice, Vladimir Putin este cel mai popular politician în Republica Moldova, iar susținerea acestuia generează suport electoral foarte mare actorilor politici interni. Dacă vrei să scapi de sărăcie și corupție, și ai două opțiuni. Una este Uniunea Europeană cu un nivel de trai foarte ridicat, cu standarde a calității vieții foarte ridicată, un stat, o regiune unde statul de drept este în capul mesei. Și a doua opțiune este Federația Rusă, care este cam la fel de corupt ca și Republica Moldova, cu un nivel de inechitate socială cel puțin la fel de mare ca și în Republica Moldova și cu standarde de calitate de viață cu siguranță mult mai proaste decât în Uniunea Europeană. Și având o opțiune bună și una evident mai proastă, jumătate din populația Republicii Moldova o alege cea mai proastă.
Ca soluție, pe lângă limitarea influenței mass media manipulatorii din Federația Rusă, experții spun că este necesară stimularea presei locale pentru a oferi o informare mult mai consistentă privind politica internațională. Amintim că la sfârșitul anului trecut, Parlamentul a votat legea antipropagandă, care presupune limitarea difuzării și retransmisiei pe teritoriul Republicii Moldova a emisiunilor informațional-analitice, politice, militare din state care nu au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. Un bărbat în vârstă de 37 de ani din raionul Căușeni este cercetat penal pentru furturi din locuințe. Individul ar fi fost implicat în cel puțin două jafuri, dar a mai furat și un telefon mobil dintr-o clinică stomatologică. Potrivit poliției, acesta pătrundea în casele oamenilor prin forțarea geamurilor din termopan, în timp ce proprietarii nu se aflau la domiciliu și fura mai multe bunuri materiale. Suma prejudiciului se estimează la peste 7.000 de lei. În prezent, suspectul este reținut pe un termen de 72 de ore în izolatorul de detenția municipiului Chișinău. Dacă îi se va demonstra vinovăția, bănuitul riscă până la 4 ani de pușcărie. Dispute între Consiliul Concurenței și Apă Canal Chișinău, după ce a achitat o amendă de aproximativ 800.000 de lei pentru că ar fi impus unui agent economic tarif diferențiat pentru serviciul de recepționare în sistemul municipal de canalizare a apelor uzate, întreprinderea Apă Canal Chișinău a contestat decizia Consiliului Concurenței. Astfel, pe 28 februarie, la judecătoria Chișinău, sediul centru, va avea loc o ședință în acest caz. Potrivit directorului întreprinderii, Veronica Hirța, aplicarea amenzii vine în contextul neexecutării unei decizii din anul 2012, în care urmau a fi reziliate contractele de preepurare a apelor uzate cu concentrații majorate. Totuși, directoarea spune că începând cu luna mai 2017 a reziliat toate contractele, iar în prezent se cercetează cauzele neexecutării deciziei Consiliului Concurenței din 2012. Amenda deja a fost achitată, iar conform prevederilor legale, în cazul în care avem câștig de cauză, în termen de 45 de zile va fi restituită suma achitată către bugetul de stat. Ar fi corect să ne aducem aminte că în luna mai 2017 administrația Apă Canal Chișinău a reziliat aceste contracte de preepurare. Deci, de fapt, am executat ceea ce nu s-a făcut încă acum 6 ani de zile. Veronica Hirța mai spune că dreptatea este de partea furnizorului, iar subiectul apelor uzate este unul complex. Acest subiect este un subiect destul de sensibil, un subiect care ține de dezvoltarea durabilă a societății noastre și de faptul dacă ne dorim sau nu ne dorim să lăsăm ceva pe acest pietic de pământ și pentru urmașii noștri, deoarece ține și de aspectele ecologice în mare parte. Precizăm că agentul economic a fost deconectat de la rețea pentru că a refuzat să plătească facturile chiar dacă nu le-a fost prestat acest serviciu. Compania vizată a depus o sesizare în care a menționat că furnizorul de apă ar face abuz de poziția sa dominantă și i-ar impune tarife ilegale și netransparente. Parlamentul Republicii Moldova va fi iluminat în această seară în culorile drapelului Lituaniei. Acțiunea are loc în semn de solidaritate cu statul Baltic, care marchează 100 de ani de la obținerea independenței față de Imperiul Rus și Germania. Chiar în acest moment, edificiul legislativului este luminat în galben, verde și roșu. Culorile au fost aprinse la ora 18 și vor rămâne incluse până la ora 22. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a declarat că Republica Moldova și Lituania au o relație excelentă de colaborare și prin acest gest vor să arate că, la fel cum Moldova contează pe suportul Lituaniei, lituanienii pot fi siguri de susținerea noastră. La rândul său, ambasadorul Lituaniei în Republica Moldova a mulțumit conducerii legislativului și a specificat că 16 februarie este o dată istorică, iar drapelul este cel mai important simbol național care unește întreaga națiune lituaniană. Diplomatul a menționat că în 1990 Republica Moldova a fost primul stat care a recunoscut independența Lituaniei față de Uniunea Sovietică.
Accident grav în România. 7 persoane au fost rănite aseară după ce o mașină la volanul căreia se afla un șofer de 27 de ani din Republica Moldova a intrat pe contrasens și a lovit în plin un alt autovehicul. Potrivit poliției, acesta se deplasa spre Bârlad, iar din cauza că nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile carosabilului acoperit cu zăpadă, a pierdut controlul asupra volanului și a pătruns pe contrasens, lovind o auto utilitară condusă regulamentar de un bărbat de 63 de ani din județul Vaslui. În urma impactului, ambii conducători, precum și o femeie din România, dar și 4 pasageri din Republica Moldova, au fost răniți. Șoferul moldovean va fi cercetat pentru vătămare corporală din culpă. Amintim că tot ieri 13 pasageri moldoveni au trecut prin momente de groază după ce microbuzul în care se aflau s-a răsturnat în raza localității vasluiene Crețești. O singură persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar potrivit prezei de peste Prut, accidentul s-ar fi produs din cauza vitezei neadaptate la carosabilul înzăpezit. China a intrat oficial în 2018, anul câinelui de pământ. Potrivit tradiției, numerele norocoase din acest an sunt 4 și 6, iar culorile care aduc noroc sunt roșu, galben și portocaliu. Televiziunea de stat chineză a organizat un spectacol grandios la care au participat 10.000 de cântăreți, dansatori, acrobați, actori. Și pentru că e vorba de țara care a inventat artificiile, a fost organizat un uriaș show artistic. Anul 2018 stă sub semnul câinelui, iar elementul care îl definește este pământul. Acest semn zodiacal este un simbol al loialității, prieteniei și inteligenței. Potrivit zodiacului chinezesc, 2018, anul câinelui de pământ, este un an bun pentru schimbări majore în viață, dar și pentru a da startul unor noi aventuri pe plan profesional. Generozitatea și solidaritatea sunt cheia unui an reușit, atât în privința câștigurilor materiale, cât și a celor spirituale, deoarece dialogul și apropierea dintre oameni sunt valorile care trebuie să guverneze această perioadă.